introducerea de șoferi extracomunitari nu este o soluție. Este o soluție strict de moment. Poate fi o soluție care să rezolve parțial această problemă. Și România trebuie să facă cum fac celelalte țări mai dezvoltate. Există voci care susțin că aducerea de extracomunitari ar fi singura soluție pentru rezolvarea crizei șoferilor profesioniști din România. Împărtășiți această opinie? Aceasta este o întrebare pe care le-am pus-o mai multor transportatori. Acest program vă este oferit de Ford Trucks, prin Cefin Trucks. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România. Holeman. Ahead Logistics. TAP 1 SA. Solotrans Olimp. Da, împărtășesc opinia, cred că și România trebuie să facă cum fac celelalte țări mai dezvoltate. Dacă sunt doritori să vină din alte țări, unde sunt salariile mai mici, ar trebui să îi primim și în context ar trebui ca autoritățile să ajute procesul, ca examenele se poată desfășura în limba engleză, ca acei oameni să poată pregăti și să răspundă întrebărilor, să poată fi instruiți. Și sunt exemple foarte bune, știu exemplul Poloniei, care a încurajat foarte mult ucrainienii, au trecut peste orice probleme, de orice gen și au acum foarte mulți șoferi ucrainieni, lucrurile se desfășoară în bună regulă și beneficiază de așa ceva. Pot fi și din alte țări, pot fi de orice nație, orice religii, important este să fie oameni care își fac treaba și cu care se poate lucra. Cefin Trucks, 1000 de camioane Ford livrate în România. Aducerea de șoferi extracomunitari poate fi o soluție care să rezolve parțial această problemă, dar considerăm că trebuie insistat pe calificarea șoferilor din România, celor care trăiesc și muncesc în România și mai puțin pe partea de extracomunitari, care sigur reprezintă o soluție de compromis pentru firmele de transport. Pentru moment este o soluție strict de moment, dar noi ca și firmă de transport am preferat să lucrăm cu șoferi români. Pentru noi, pentru DTO, în acest moment aducerea de șoferi extracomunitari nu este o soluție. Îmi mențin opinia, putem evita criza de șoferi ținând aproape șoferii români.